Imaginea lui Tudor Vladimirescu a fost redată în numeroase picturi și desene realizate de elevii școlii gimnaziale Tudor Vladimirescu din Târgoviște. Pentru a aduce un omagiu personajului istoric, în anul Tudor Vladimirescu 200, Unitatea de Învățământ desfășoară un proiect intitulat Pe urmele lui Tudor. În ianuarie 2021 s-a născut acest vis, ca să spunem, de a pleca pe urmele lui Tudor. Cu bucurie am aflat mai târziu că acest an este dedicat, anul 2021, cunoscut fiind ca anul Tudor Vladimirescu. Bineînțeles că noi ne-am gândit la niște activități de zilele școlii, prin care să punctăm, să omagiem activitatea celui al cărui nume îl purtăm, activitatea lui Tudor Vladimirescu. Pentru că pandemia nu ne-a permis să mergem într-adevăr, să călătorim, să mergem pe urmele lui Tudor la Golești și în comuna Vladimir, unde s-a născut, am gândit un parteneriat cu școlar, cu Colegiul Național Spiru Haret din Târgu Jiu, cu copii de liceu, iar ei au fost bucuroși să realizeze partea lor de proiect în Oltenia, iar noi, de aici, partea noastră din Muntenia. Astfel s-a născut și o colaborare, ne cunoaștem mai bine, aflăm lucruri interesante, inedite despre Tudor Vladimirescu în cadrul activității de astăzi, în cadrul proiectului educațional pe care școala noastră îl derulează, pe urmele lui Tudor. Pentru activitatea de astăzi avem invitați deosebiți. Astăzi, într-un cadru mai restrâns, dar prietenos, ne întâlnim la școala Tudor Vladimirescu, școală gimnazială din municipiul Târgoviște, pentru a omagia figura emblematică a lui Tudor Vladimirescu. De 22 de ani, această școală poartă numele acestui erou martir. De 22 de ani, elevii acestei școli, alături de cadrele didactice, se străduiesc pentru a dovedi în fiecare zi că suntem mai buni. Proiectele în care școala este implicată, rezultatele obținute la concursuri și la examene, fac dovada acestui lucru. În fiecare zi descoperim o școală prietenoasă, descoperim că ne intră pe poarta școlii nu doar elevi, ne intră copiii noștri. Suntem o școală în care îi așteptăm cu brațele deschise pe toți copiii din diferite categorii sociale. Încercăm să schimbăm și noi, să fim din acești mici panduri, să creăm o mică revoluție, dacă am putea să spunem așa, a faptului că și într-o școală de cartier se pot obține rezultate deosebite. Bună ziua, stimați invitați, profesori și dragi colegi! Prilejul pentru care am muncit toți în ultimele săptămâni și pentru care ne-am întâlnit astăzi este omagierea vestitului Tudor Vladimirescu, cel al cărui nume îl poartă școala noastră și ai cărui panduri suntem mândri să fim. Eroii acestea au fost eroi nu doar cu sabia și cu pistolul. Au fost eroi prin faptul că au dat spiritul românesc mai departe. Și asta trebuie să faceți și voi. Voi vreți să fiți vitești ca eroii din trecut? Da. Și cum puteți voi să fiți vitești astăzi? Că doar nu o să vă bateți cu turcii. Ei sunt prietenii noștri, da? Azi. Cum suntem vitești astăzi? Păi ce a vrut Nicolae Băcescu? A vrut ca noi să fim mai deștepți. A scris cărți, da? Tudor Vladimirescu ce a vrut? Ca noi să o ducem mai bine, să avem mai multă liniște în case. Deci ei au făcut ce avea nevoie țara în momentul respectiv. Așa cum în timpul lui Mihai Viteazu, țara a avut nevoie de libertate. Mihai s-a bătut cu turcii. A intrat în prima linie, de-aia îi spune Viteazu. Astăzi ce are nevoie țara? De ce are nevoie țara? De oameni deștepți, cultivați, eleganți. Deci vitejia voastră trebuie să fie copii, să luați nota 10 la școală. Ia să-i mai!